Salutare toată lumea, eu sunt Felix Gameru și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să jucăm familia lui Huggy Wuggy, toată lumea din Poppy Playtime este aici. Și aici se bată și uitați-vă despre ce este vorba. Deci, mergem și dacă colectăm chestii din astea ne slăbește, astea ne îngrașă. Deci hamburgerii ne îngrașă, ne face efectiv obez. Și după aceea ne batem cu păpușa Poppy în timp ce suntem Huggy. Dar sincer să fiu, dau și-o ce pot. Am bătut-o de data asta, dar să știți că nu este chiar atât de ușor, deoarece o să vină adversari din ce în ce mai puternici și noi trebuie să dăm upgrade-uri și o să fie o grămadă de mini-joculețe. Și uitați ce dansează Huggy Grăsanu! Ce bagă Huggy? A zis așa ceva? N-ai treabă cu Huggy! Au, și dăm în loc la chestii, ce vrei? Haideți să... să oprim puțin muzica, că până la urmă nu ne lasă YouTube. Și nu uitați efectiv să rupeți butonul de cocolai pentru mai multe episoade, cât mai fain în fiecare zi, 2 episoade cu Gameru, ești nebun! Hai să vedem, hai să luăm cele roz. Și uitați-vă, putem să zburăm. Ia uitați-vă. Și putem să luăm perele sau asta de sport. Și luăm cheia, cheile sunt foarte importante. Și ajungem aici, trebuie să nu lovezi zidul. Și iar ne batem cu asta. Ia uite că își face viața, cred că o dată să mă fac slăbu să văd care e diferența. Și clic, 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 plas, plas, plas. Ce vorbești, că am viața mai multe decât ea. Du-te încolo, cât facem acum? Mamă, vă dați seama că la un moment dat o să o ducem până la capă, dar ne trebuie upgrade-uri serioase pentru asta, nu merge. Trebuie upgrade-uri serioase. Cu toate upgrade-urile, cu atât te joci mai bine. Și are logică până la urmă, nu? Ia să vedem ce urmează. Uite-mă cum crezi bănuții, crezi bănuții frumos, așa acolo. Ce level e ăsta? Ia uitați-vă. Uitați-vă, Huggy cu mitraliere, bă, uitați-vă ce s-a schimbat. Huggy, Huggy cu mitraliere, băi. Trebuie să fug de ei, nu? O, bă, 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 era să mă vadă. Uitați-vă, Huggy Wuggy cu mitraliera, ai nebunit? Mamă, bine că am terminat nivelul, dar să știți că, bă, am avut emoții. Ar fi trebuit să văd ce se întâmplă dacă mă prindea Huggy cu mitraliera, dar nu-i de glumă, adică... Ia uite, bă, iară! Trebuie că se întoarce, a, se întoarce, era să mă prindă. Și uitați-vă pumnul ăsta cum merge. Hai, gata, gata, gata. M-a prins! M-a prins, ați văzut? Ce vorbești? Hai, colom pe aici. Hai că am încredere în mine. Ia uitați ce fac acum. Mă duc aici. Și mă duc repede. Bun, hai că scap și de asta. Mă întreb câte nivele trebuie să jucăm. Bă, că tot îmi scade timpul. Gata, mai că e bine. E bine, facem bănuțe aici. Nivelul 3. Poți, hai să dau la home. Asta era un nivel separat? Cred că nivel separat, la habar n-am ce se întâmplă. Să dau acum play. Haideți să luăm doar asta să ne facă slăbuți, da? Dacă dau pe asta, a, uite, sare, soare, nicio treabă. Hai că dau pe asta să ne facă slăbuți. Mâncăm morcovi. Ia uite, știu că parcă să avem și puțin mușchi. Așa, că parcă prea matahale am fost, dar odată ne face și mai matahală. Am viață ceva mai multe decât ăsta, nu știu cine ăsta. O fi dintr-un joc. Habar n-am. Bă, l-arunc, bă, l-arunc bine, bă, că-s mai slăbuți, bă, merge forța. Ce vorbești, mă, merge forța aici, uite-mă ce dansează, parcă seamănă acum cu Huggy Wuggy, parcă e puțin grăsuț, dar nu foarte grăsuț. O, ce se întâmplă? Hai să mâncăm pere, 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 vreau să-l fac foarte slăbuț, nu numai pere. Așa, astea de boss, vreau să fac slăbuț la maxim. Ce mai pot să iau de aici? O gogoașă. A, deja m-am îngrășat cu ultima gogoașă, bă, nu se poate așa ceva. Că-l batem noi, gata, pliosc. Ia uite-te. Du-te, măi. Ia uite cum se duce. Du-te, 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 mamă, dar se duce bine. Se duce bine dacă îi să fie. 93 de bănuți, mai ne trebuie bănuți. Mai ne trebuie bănuți, eu zic. Ne trebuie mai mulți bănuți. Mamă, și pe ăla de karate vreau să-l dăm în loc. Ia să vedem, mâncăm. Hai să facem gras la maxim. Mâncăm numai cartofi prăjiți, dar numai cartofi prăjiți. Numai grosoane facem, ia să vezi. Ia uite, bă, cum sare! Numai hamburger, fă-te, mă, gras la maxim. Ia cheia că trebuie. Și acum trebuie să iau din asta și o să mă slăbească. Și mergem pe aici. Dau la 20. A, trebuie să-l împing, am înțeles. Și când îl împingi, te slăbește. Puteam să mă slăbesc la maxim atunci, mă. Uite-l pe Joker. Ia uite, bă, cum se crede Jokerul tare, pe-l rezolv pe Joker imediat. Dar aș vrea să-i arunc mai mult, aș vrea să-i arunc kilometri. Prea mult am aruncat 15. Vreau să-i arunc kilometri, dar reușim noi până la sfârșitul videoului. Aruncăm aici, să mai văzut. Am ciudat să văd pe Huggy gras. Dar până la urmă, și el l-a mâncat, adică știi cum mi se pune. Bă, Huggy karate. Atenți-mă la reclamă și nu pot acum. Poate pot să mă-i separa după. Dacă dau la shop, aici pot să dau în loc la toate Huggy-le pământului. Și pe bani. Au, da, ce faine sunt. Mamă, câți Huggy avem pe aici. Haideți să dăm aici la punch power, să mărim forța. Nivelul și banii. Hai să mărim forța destul de mult cât se poate, ca atunci o să-l vii mai puternic. Hai să luăm, vreau să mănânc numai pere, vreau să fac mai slab. A, dar n-am putut să spar sticla. Du-te, mă, deci cu gândire la jocul ăsta. Deci trebuie să iau cartofi prăjiți,
ca să sparg sticla și după aceea mâncăm. Bă, ce s-a întâmplat? A fost prea gras? Bă, ești nebun! Stai puțin, deci e asta ca spar sticla, da? Și după aceea e ăsta. Că era prea gras. Ce pică în cutia asta? Hai să luăm pe astea de aici, din mijloc. Hai să ne facem slab de tot. Hai mă, să-l facem slăbuț. Ia uite cât slăbuț îl facem. Luăm un cartof și după aceea luăm asta. Și de acolo o să luăm gantera. Că o să-mi facă foarte slăbuț, stai să vezi. A, gantera de 9 kg m-a îngrășat? Mamă, uite câtă viață am. Ce vorbești din dong? Ia să vezi cum zboară acum. Ia uite-te. Bă, mă zice, m-așteptam mai mult. Adică, dar la ce zboară? Că am dat upgrade. Și parcă nu zboară chiar așa de mult. Adică, uite, facem bănuți aici, bunicei, n-ai treabă. Un cadou, mă. Mamă, Huggy, al Huggy. Ia uite-mă câți Huggy. Ideea este că... nu prea am pus de upgrade-uri. Hai să mergem asta. O să luăm pasta roșie. Hai să-l facem gros la maxim. Poate așa e forța maximă. Poate nu știu eu. Știu să facem grăsan. Bă, încă numai hamburger. Hai. Asta, am fost prea gras și nu mai putut să zboare. Du-te, mă, că asta e șmecherie. Hai că asta e bună. Asta e bună, bună. Deci nu pot să-l fac nici prea gras. Că nu mai zboară asta. Așa, trebuie să fie așa un echilibru între grăsan și tot. Că nu mai zboară asta. Perfect, am la cheile, hai să-l slăbim puțin, că nu se mai prinde de asta. Așa, și acum putem să-l îngrășăm. Iau să de ochile. Așa, și acum o să fug peste toți morcovii și o să mănânc ăsta. Și acum suntem așa, batem pe popii. Vezi, avem viață 1600. Am zbor mult, a trebuit să zboare mult, că suntem matahale. La 18, băi, bine. Aș vrea să dau așa un 50, mă, să zboare un 50 cât mi-aș vrea. Trebuie de upgrade-uri din astea, trebuie mai multe upgrade-uri, știi cum e? Asta, asta și asta. Ok, bun. Am niște bănuți, poți da upgrade? Că dau upgrade la pumn. Da, o să dau upgrade în continuu la pumn. Așa că vreau să vă știu dacă upgrade-ul ăsta la pumn. Opa, 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 hai să o luăm pe asta de 90, o să mă slăbească mult. O slăbim 90 de kg. Hai să mă fac foarte slab. Ce-i curentul ăsta? A, uite-te, fii atent că nu pot să așa, că mă strică sticla. Dar nu fac foarte slab. Ideea este că dacă mergeam pe sticlă și eram atahală, se crăpa sticla cu mine. Deci nu poți, n-ai cum. Hai să zburăm. Hai, mă fac foarte slab, nu m-a slăbitură, hai. Așa, obstacol. Așa, obstacol. Gata, uite ce bețișor sunt. Sleep. Și așa, hai, dormi. Te îngrașă când dormi? N-a fă-te matahală. Bă... deci nu știam că dacă dorm te îngrașă. Hai mă, aruncă-l mă, aruncă pe popi. Ia uite mă că i s-o zbura capul cum a aruncat-o. Hai mă, în 25, haide. Cât facem? 16? Ce trebuie să faci ca să zboare mai mult? Să dau multe clicuri? Adică care-i faza? Că parcă aș vrea, nu știu. Aș vrea așa mai mult, mai mult să arunci. Să arunci așa, kilometri. Ia uite ce skin-uri mechere. Level... hai că dau pe asta să fie. Oh my god, deja începem. Ia uite bă cum începem cu din astea. Hai să-l fac matahal la maxim, dă-l încolo. Sau să mă slăbesc, ia să văd. Nu suntem în grașă. Mergi pe aici, iau pe astea toate care se pot. Fug de morcovi. Și le iau pe astea două. Așa, iau ăsta. A, trebuie să iau morcovul, că dacă nu poate să meargă pe ăsta. Ok, sper să nu cade pe ăsta. Ok. Merg, n-am luat nimic, perfect, nu-i contează. Și dau acum click-ul cât de pot. Click, 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 click. Gata, măi. Aș vrea să-l arunc așa foarte mult. Hai că ăsta parcă zboară ceva mai mult. Că nu știu de ce depinde zburatul. Adică când dau upgrade la punch power, da, asta am crezut că este. Și nu-i. Sau nu știu. Sau trebuie să dau multe clipuri, să fiu mai matahală. N-are, poate are jocul eroare. Cine știe cum mai au jocul ăstea. Deci ideea este că am crezut că dacă dai la punch power, atunci te face matahală. Uite, iau toți hamburgeri, facă matahală din aia matahaloasă. Așa. Sparge asta, mâncă asta. Ce vorbești pe sus? Că nu mă duce ăla până sus. Uite, o să iau pe aia de 24 ca să nu slăbi mult. Așa, ce frumos, suntem aici la chinezi. Așa. Sper că nu trebuie să sar peste ceva, că ăsta e cam mare. Ia cartofii prăjiți. Nu poate să urce cât de gras îi. Du-te, mă! Nu poate să urce la cât de grăsan îi, nu poate să urce. Mai mâncă castraveți ce să ia. Hai să mergem pe sus, hai. Așa, mâncă hamburger. Din ăștia, uite un checkpoint. Checkpoint. Deci fii atent, asta mi se pare senzațională. Nu poate să urce
pe ăla cât de grăsan este. N-am încă... Nu-ți dau nimic, că pot să o duci acum. Așa. Și pot să le-au păsat toate trei. Ha! A, nu una. Mă, dar cine e ăsta, bă? Deja are viață multă, deja are viață multă! Mamă, dar cum l-am aruncat? Cum să arunci, mă, o matahală din asta? Tot 16, da. Dăm acum un upgrade să vedem dacă dă mai mult, că până la urmă pe upgrade-uri mergem noi. Uite, bă, ce dansează Hugi Hugi! Ia să vedem... Deci fiți atenți. Dăm un upgrade și jucăm un joc. Ca să calculăm și noi. Uitați, pot să dau la level 7, level 8, da? Și l-am făcut mai puternic. Practic, eu acum ar trebui să fiu mai puternic, nu? Așa, mergem pe aici. Așa, luăm par. Hai să-mi facem skill-ot rău de tot. Hai, skill-ot să fiu. Elimin tot. Hai că luăm perele. Și o să mă duc la de 20. Așa. A, nu pot spar sticla. Trebuie să iau asta de 9 kg. Ok. Luăm para, spargem sticla, mâncare... Ah, ia... Nici nu m-am rupt și să cadă. Try again. Mai încercăm o dată. Ce să fac? Mai să jucăm asta puțin. Let's play. Hai să jucăm nivelul ăsta, că până la urmă... Nivelul trece din ce în ce mai grele. Doar că e ceva ce... Oh. Ce asta? Nu l-am trecut. E altul? Ba, e diferit, diferit. Oh, bă, hagi, hagi. Opa, opa. Bă, stai că e nebunie. Stai mă că vin ăștia toți pe mine, ia uitați-vă. Nici eu nu mai știu cum să o dau. Nici eu nu mai știu cum să o dau, nu mai știu unde să pun asta pe ecran. Hai că am luat-o. Mergi! Bă, fraților, e fain că fac nivelul ăsta, dar nu-mi dă bani! Sau uite, îmi dă bani din ăștia 100 de dolari. Dar la ce cheltui? Că n-am shop, n-am nimic. Ia uitați-vă cum e asta, du-te bă! Du-te mă cât de grea, ia uite-te, o rai pe aici. O iau așa. Oh, nu, hai că mă duc la asta, la jocul nostru. Level 4, da, nu-mi dă bani. Adică îmi dă niște bani, niște bani pe care nu pot să-i folosesc. Ia să iau cheile astea. Ia să iau, hai să mă fac slab de tot. Slob, mănâncă para. Mănâncă para. Am mâncat cartofii din greșeală, așa. Ca să faci slab de tot, practic, dacă împing pe asta. Fiți atenți, nici măcar n-am putut să o ating. Nu așa funcționează? Se face grăsan din ăsta. De asta că dacă e prea gras, mi se rupe asta cu mine. Dacă e prea gras, nu pot să fac urma de chestii. Cum ar fi să... Uite, o căzut pe aia că e prea grăsan. Du-te, bă! Mă, vreau și să joc nivelul și... Adevărul că jocul ăsta nu mai e așa simple. Trebuie să gândești numai ce-a fost. Înainte, dădea așa, te jucai la genul ăsta de jocuri, dar acum trebuie să gândești. Hai mă fac slab la maxim. Aici îl facem pe Hagi Wagi și avem 3. A, ce fain să se iau așa, să iau asta. Partea super faină. Nu știu dacă trebuie să te faci gras sau slab. Ok. Practic acum trebuie să mă îngraș. Că altfel nu pot să dărâm. Bă, dă-te mă, de la o pungă de cartofi prăjiți te-ai făcut balenă. Încât, fiți atenți, o singură pungă de cartofi prăjiți o mâncat. Și nu am mai putut să sparg ăla. Du-te mă, așa ceva n-am văzut în viața mea. Jocul ăsta devine așa. Așa. Na, fă-te matahală. Na. Sparge-o. Du-te, măi! Băi, eu nu mai pot să termin asta așa ceva. Nu mai pot să termin nivelul, ați văzut și voi. Or făcut ăștia nivelele, încât să nu mai pot să le termin. Am încă o pară. Ia să vedem, dacă mergem, mâncăm cartofi prăjiți. Și mâncăm ganterele. În cartofi putem să împingem asta. Și acum aici, practic, trebuie să fac sport. Așa, și aici să spargem asta. Fiți atenți, du-te, măi, așa ce ați văzut în viața voastră. Că nu înțeleg, e ceva foarte ciudat. Gantera aia când mă slăbește, când mă îngrasă, mă face cu mușchi. Eee, cred că m-am prins eu. Stai un puțin, dar dacă trebuie să mă fac hagi cu mușchi? Dacă trebuie să mă fac o hagi cu mușchi? Că numai ăsta cu mușchi e tare, să dea cu mușchi. Așa merg între. Sparg asta mușchi și sunt plin de mușchi. Deci nu s-a ghirat să aibă cu mușchi. Și acum, dacă îi dau două la asta, ia să vedem. O arunc mai mult. Bă, nu, și partea ciudată este că numai ce mi-am dat un upgrade la pumn și tot nu pot să arunc mai mult.
Cam asta e faza. Atunci pentru ce sunt upgrade-urile astea, practic? Deci... Oh, deci fain. Ai, m-am crezut că îmi pică și mie un skinuleț. Du-te, mă. Deci fiți atenți. Dau un upgrade aici, da? Dau încă un upgrade. Dau două upgrade-uri și o să vedeți că nu mă ajută cu absolut nimic. Bă, ce-o căzut în gola cât de matahală-i. Dacă am o idee, șmecheria. Hai să luăm asta. Vreau să fac ceva de genul. Vreau să iau asta. Și practic... A, nu pot. Am vrut să iau și cheia cealaltă. A, nu poți. Nu mă, ok. Aici se salvează. Așa trebuie să fim slăbuți, că dacă nu suntem slăbuți, nu merge. Se sparge tot și aici iar rămânem slăbuți. Uite, bă, țepea, nu i-am văzut, am crezut că sunt castraveți. Deci rămânem slăbuți, așa, da. Hai, mergem la etaj, să vedem care e faza. Hai, zburăm și noi până sus. Nu, că nu mai luăm cheia, Au, ce am sfeclit-o. Oricum, cu aia nu e nimic, am pus să-mi luau reclamă și nu pot acum. Practic, trebuie să am grijă că au pus țepea acolo și mă păcălesc. Trebuie să fim slăbuți, că altfel nu ne duce până sus. Vedem ce ne dă aici. Ok. Și aici? Păi am făcut matahală și mă bag cu ăsta. Și ăștia încep să aibă viață mai multă. Așa. Eu uite cât îi dau. Practic ar trebui să-i dau mai mult de 16. 17 pentru că am dat upgrade. 12. N-ai niciun sens. Explicați-mi și mie... Sau stai puțin, viața contează. Trebuie să avem multă viață ca pentru forță. Ia stai puțin să dăm upgrade la viață. Parcă la aia poți da upgrade. Deci dacă dau upgrade la viață, da, oare pot acum? Deci asta mă face matahală. Poate trebuie să ai viață, nu forță, n-are niciun sens, da, hai. Hai să luăm aici steaua. Steaua, cheia. Se salvează. Deci până la urmă, cred că viața te lovești mai mult, că n-ai mai multă viață. Că văd că dacă slăbuți sau grăsuți, nu mă aștept cu nimic, doar trebuie să te vin planșa. Trebuie să există o modalitate. A, n-am putut să spar sticla. Bă, mă gândeam cum îl bat pe ăla și gata, mi-a luat toată ideea. Hai, mă luăm asta. Și facem încă castraveți sau ce-s dovlecie, așa, barna. Partea bună că îți rămân cheile dacă refaci planșa. Practic pot să fac planșa asta de 100 de ori să am chei infinite. Așa. Cred că o să mănânc ultimul hamburger, că... Du-te, măi! Ai mâncat un hamburger? S-o spart. Hai că asta e amuzantă faza. Trebuie să mânci hamburgeri după sticlă, bă, măcar mai luăm o cheie, că până la urmă cheile astea te desfaci chestii și îți mai dau niște bănuți și te ajută bănuții aia, că-s buni. Așa, să mâncăm, să avem grijă să nu mâncăm, dacă am mâncat un hamburger ne-am scos, unul să fi mâncat și gata, suntem. Ok, și practic aici trebuie să mănânc hamburgerul ăsta, nu mai mult, gata, am îngrășat, pleosc. Așa, așa să am grijă aici not. Bă, trebuie să am grijă că mică dacă ăsta nuată. După aceea se îngrașă și nu mai mâncă nimic, să-l țin. Deci luăm asta și ne ducem la 28. Deci practic... Oh, jokerul! Hai mă, joker, că te rezolv eu. Deci dacă dau mai mult acum, trebuie viața mai multă. Ia să vedem. Bă, nu-mi dau seama, s-ar putea viața să conteze mai mult. Că am dat aici la upgrade-uri, dar nimic. Na, cam ăsta este joculețul, mi s-a părut destul de interesant și destul de amuzant. Nu știu, când e vorba de Huggy Wuggy, orice joc îmi place. Spuneți și voi dacă mai știți joculețe cu Huggy Wuggy și nu uitați să rupeți butonul de cocolai. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!